științei și artei românești nu este deloc un spațiu lipsit de personalități ilustre, oameni care au devenit una cu opera ori cu profesia căreia i s-au dedicat în totalitate. Spui pictură și în fața ochilor apar imaginile lui Grigorescu, tot așa cum zici Enescu când pomenești de muzică, iar în minte îți răzbat deja primele acorduri ale Rapsodiei Române. Sau ca atunci când rostești aviație, iar gândul îți zboară imediat la pionieri precum Vuia, Vlaicu ori Coandă. La fel se întâmplă și în medicină, care îl are pe Babeș pentru microbiologie, Cantacuzino pentru imunologie sau Gheorghe Marinescu pentru neurologie. Urologia îl are pe Teodor Burghele. Iar aceasta este povestea lui. Se făcea astfel că, într-o zi de iarnă capricioasă, pe 12 februarie 1905, la Iași se năștea Teodor, cel mai nou vlăstar al unei familii de vechi boieri, Burghele prenumele lor. După cum spune cronica, acești burghelești erau pasămite niște vechi răsăși, ridicați la boierie de către domnitorii Alexandru Moruții, Scarlat Calimach și Ioan Vodăstursa. Ba, izvoarele vremii pomenesc chiar și de un burghele ajuns la rangul de spătar. Bunicul patern, Nicolae Burghele, era om învățat cu studii la Dresda și Berlin și moșii întinse în județul Vaslui. Teodor a crescut însușindu-și simultan trei limbi, franceza și germana, prin grija guvernantelor și a părinților, în vreme ce româna neaușă a deprins-o ba de prin casă, ba de pe uliță, ori din împrejurimile moșiei familiei. Falsul paradis european a fost apoi rapid spulberat de malaxorul primului război mondial, fapt care nu l-a împiedicat pe tânărul Teodor să-și urmeze nestingherit destinul. Între 1922 și 1928 urmează Facultatea de Medicină din Iași, într-o Românie care, între timp, se făcuse deja mare. La depunerea jurământului lui Hipocrat, a găsit de cuvință să mai adauge ceva în plus. Jur că mă voi instrui în tot timpul vieții. Fidel acestui angajament, un an mai târziu obține titlul de doctor în medicină. Peste încă un an, îl întâlnim la Viena, unde urmează un curs de specializare în urologie, specialitatea medicală care avea să-i dedice apoi întreaga sa carieră. În 1937, când România, alături de întreaga Europa, dădea primele semne de boală, pe medicul Burghele îl găsim în postura de șef de lucrări la Spitalul Colțea. Trei ani mai târziu, devine conferențiar al Catedrei de Chirurgie, conduse la acea vreme de mentorul său, profesorul Nicolae Hortolomei. Urmează o perioadă de 6 ani de acumulări, obținute prin studiu intens, dublat de practică neobosită. 1946, un an crunt, în care lumea încă suferea cumplit, de pe urma urgiei celui de-al doilea război mondial ce tocmai se încheiase. România intra și ea într-o nouă eră, care gravita tot mai amețitor în jurul unei uriașe stele roșii, care creștea și tot creștea și nimeni nu putea să-i s-opună, atât de mare era puterea ei. În același timp, steaua destinului lui Teodor Burghele începe și ea să strălucească. Teodor obține titlul de profesor universitar și se transferă la Spitalul Sfântul Iosif, spital pe care noua orânduire îl va reboteza grabnic 2 ani mai târziu sub numele de Panduri. Aici medicul Burghele devine directorul Burghele, iar Spitalul Panduri va deveni cunoscut sub numele de Fenomenul Panduri. Dintr-un vechi și relativ modest așezământ de ocrotire medicală, locul începe să capete treptat caracteristicile unui spital în toată regula. Tot atunci, profesorul Burghele îi conferă Spitalului Panduri destinația sa de bază, creând clinica de chirurgie și urologie. Dacă, după cum glăsuiește proverbul, omul sfințește locul, la rândul său putem spune și locul îl consacră pe om. La început aici a fost o banală clinică de chirurgie. Acesteia i s-a adăugat apoi una din primele secții speciale de anestezie și terapie intensivă. A urmat apoi un bloc operator modern și camere sterile. Apoi un laborator de radiologie devenit ulterior secție de medicină nucleară și RMN.
Ulterior, în 1962, explorărilor cu izotop radioactiv li s-au adăugat și examenele ecografice. În acest spital, medicul Burghele a introdus pentru prima oară în România rinichiul artificial. Tot aici, sub conducerea lui, avea să fie efectuată în 1959 prima hemodializă. Coleg de bisturiu și discipol i-a fost Eugen Proca, cel care avea să realizeze mai târziu, în 1980, primul transplant renal din țara noastră. A urmat prima pieloplastie, apoi prima enterocistoplastie și tot așa. Noul și inovația s-au contopit în timp, în rutina sutelor și sutelor de intervenții chirurgicale, sau poate mii, nimeni nu mai știe exact. Adevărul e că, în această privință, avem o singură certitudine. Aici s-au făcut multe, foarte multe operații. În paralel, a urmărit permanent cu atenție ultimele inovații apărute în medicină. Făcea tot posibilul pentru a le adopta în țară și să le aplice apoi cu succes pe masa de operație. La Spitalul Pandur din București s-a obținut în ultimii ani o serie de rezultate valoroase în domeniul chirurgiei. Operațiile se fac sub conducerea academicianului profesor dr. Teodor Burghelea. Până azi, aici s-au efectuat peste 200 de operații, redându-se astfel activității practice numeroși oameni ai muncii. O perioadă a fost urmărit de securitate, în urma denunțului portarului spitalului care reclama, printre altele, că profesorul Burghele, el însuși de origine nesănătoasă, proteja la rândul său dușmănoase elemente burgheze și nu arăta respect față de noua orânduire. Ani de zile, profesorul a purtat după sine mai multe umbre malefice care l-au urmat pe stradă, la facultate, în casă, ori în sala de operații. Teodor Burghele și-a văzut însă de viață și mai ales de profesie. Spitalul îi devenise a doua casă, sau, ca să fim sinceri, chiar prima, în condițiile în care dormea aici mai mult decât în propria casă. Când nu dormea, opera. Când nu opera, scria. A publicat peste 700 de recenzii în revista Chirurgia. Când nu scria, citea. Citea mult și nu se rezuma doar la cărți de specialitate. Ținea mereu să fie la curent cu ultimele noutăți din întreaga lume. Treptat, umbrele de pe lângă el nu au mai putut să țină pasul cu el. Moș Dorel, cum îl alintau cei din familie după obiceiul moldovenesc de a numi unchii, juca pur și simplu în altă ligă. Între 1957 și 1972 a fost rector al Institutului de Medicină și Farmacie, iar din 1963 membru al Academiei, for pe care avea să-l și conducă în ultimul său an de viață, între 1976 și 1977. Faima și prestigiul nu l-au scutit nici de atenția partidului. Valurile vieții l-au purtat inclusiv prin zonele rarefiate ale puterii. A ajuns astfel membru supleant în Comitetul Central al PCR, ministru al Sănătății, ba chiar și medicul lui Ceaușescu. Era într-un fel pe cât de normal, pe atât de inevitabil. Nicolae Ceaușescu suferea de disfuncții ale aparatului urinar, iar Moș Dorel se întâmpla să fie cel mai bun urolog din România. Și poate printre cei mai buni din lume la vremea aceea. Toată viața a fost mereu deschis inovației și progresului, în special în vremurile de pionierat, în care chirurgia era văzută mai degrabă ca o virtute manuală și atât. Asta nu l-a împiedicat să fie o personalitate controversată. Unii apropiați l-au caracterizat drept o fire dominatoare și vulcanică, care putea fi deopotrivă diplomat, dar și agresiv, blând și feroce deopotrivă. A fost iubit, detestat, admirat și criticat în același timp. Trăgând linie, putem spune că a fost un medic înrolat în slujba binelui, capabil în același timp să se adapteze la cursul istoriei și la împrejurările mai puțin favorabile, caracteristice vremurilor în care a trăit. A reușit să fie astfel deopotrivă un om cu har în bisturiu, dar și cu multă știință adunată sub frunte.